Bună ziua, la ședința dentară de astăzi sunt prezenți 15 consilieri în totalul de 21 funcție. Am rugămintea să propuneți un președinte de ședință. Domnul Chiriroaie. Am să propun pe doamna viceprimară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Bună ziua, în primul rând. Ne-am întâlnit astăzi în urma dispoziției de a primarului Lucian Vidumicu, numărul 1811 din 22-12-2017. Avem un singur proiect pe ordinea de zi. Supunem la vot pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Da. Proiectul este cel care privește aprobarea vânzării unui teren. Comisia pentru buget și finanțe, da. Comisia este favorabil cu o îndreptare eroare materială la articolul numărul 1. Respectiv, următoarea formulare. Se aprobă raportul de evaluare numărul 28/12/2017, elaborat de evaluator atestat la nevoie de inginer stejar Romică, conform anexei 1, care este raportul de evaluare, aceasta este rectificare, privind terenul situat în municipiul Roman, strada Ștefan cel Mare, numărul 19, încă nu descris în cartea funcționare a municipiului Roman, la numărul 54313, cu configurația din planul de situație, anexa numărul 2. La prezenta hotărârii, în suprafață de 640 de metri pătrați. Da, avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului, aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Supunem la vot cu corectarea adusă de domnul... Îndreptarea eroare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Da, vă mulțumesc mult încă o dată pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Este vorba de o solicitare a unei societăți private care urmează să acceseze o finanțare europeană. E vorba de un proiect de retehnologizare care are termen de depunere data de 3 ianuarie 2018 și pentru corelarea documentelor pe care le are deja pregătite era necesar acest proiect de hotărâre pentru a putea achiziționa acest teren. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez tuturor la mulți ani și sărbători fericite!